Mă auzim? Da, vă auziți. Vă auziți. S-aude, da? Da, 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 s-aude, s-aude. Da. Oleac cam s-aude ca din Coloboc, nu știu. A, pe Coloboc e alături. mai glumim. Deci, eu înțeleg că quorum este, chem încep ședința, este doamna Davidovici, doamna Cojucari, doamna Muntean Cojoga, doamna Grosu și doamna Morozova, da, este. Da, bună dimineața. Bună, bună. Așadar, aici începem ședința Comisiei Drepturilor Omului. Facem o ședință comună cu participarea domnului Cislav Panco, avocat al poporului, care a fost numit recent de către Parlament în funcția pe care are onoarea să o conducă. Doamna Maia Bănărescu, avocat al poporului pentru drepturile copilului, care apropo de ceva timp avem o conlucrare destul de productivă și slavă domnului Ghețăjaș, sper să fie și în continuare. La fel, salutăm și membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii creat în oficiul avocatului poporului. Eu zic că o să începem, o să abordăm mai multe subiecte care ne interesează. Noi nu avem doar o agendă stabilită, uite, doar despre asta. Adică toate problemele care se confruntă eventual oficiul avocatului, ori dacă sunt careva propuneri în ceea ce ține de modificarea legii privind la ombudsman, este bine venit ca să le auzim, să le votăm, să le dezbatem, astfel încât să ieșim cu inima împăcată din această ședință, ceva am reușit, undeva am avansat și respectiv am mișcat carul din loc. Așadar, eu zic să începem cu un subiect destul de important. În ceea ce ține de recomandările Comisiei de la Veneția, ține de punerile și viziunea lor de modificare a legislației. Deci mă auziți bine, ori să vorbesc mai tare? S-aude bine. S-aude bine, da? Da. Și respectiv am vrea să auzim opiniile tuturor părților vis-a-vis de acest subiect, pentru că este un subiect foarte important și până la urmă noi știm că la ziua de azi avem un draft al proiectului de lege, să zicem așa, care este la Ministerul Justiției și am vrea să auzim cât de mult s-a avansat la aceste modificări. Am vrea să auzim ce ar trebui de îmbunătățit, ori din potrivă, ce nu s-a luat în calcul, ori dacă s-a luat în calcul, tot este foarte bine. Așa că o să luăm pe rând, o să ne expunem pe rând, nu ne grăbim nicăieri, timp avem ca să nu iau prea mult din timp și eu. Deci, oferim cuvântul marților avocați, rândul care voi spune, în care atunci nu avem o agență stabilită foarte clar, care e cuvântul. Domnul Panco, bun venit în cadrul comisiei și cu dumneavoastră ne vedem așa, pe tot prima dată, membrii comisiei la fel, cred că... No, în calitate de avocat. În calitate de avocat, prima dată. De aceea vă felicităm încă o dată și vă dorim succes în activitatea dumneavoastră care e de loc afară, care necesită foarte multă responsabilitate și este oricineva credic acolo. Sper să nu se face nimic. De aceea vă zic, Doamne, ajută în continuare și vă fie bun. Bună ziua, domnul președinte, stimați colegi și mai deputați, în cadrul comisiei, vă mulțumesc în primul rând pentru deschiderea dumneavoastră care o aveți față de Institutul Național pentru Dreptul Omului, cum este avocat poporului, oficiul avocat poporului. Și apreciem dorința dumneavoastră de a lucra împreună și de a consolida împreună de echipaj. Asta nu este doar de astăzi, dar de mai mult timp. Avem noi experiență și practică anterioară în domeniul lucrării și dialog constructiv. Sperăm că
ca mai departe împreună cu Parlamentul și cu alți factori de decizie să consolidăm această instituție. De fapt, sunt doar două instituții de protecție națională, protecția drepturilor omului, este Oficiul Avocatul și Consiliul de Egalitate, care ambele necesită o consolidare atât instituțională, dar și ca și independență. Până la trece, propriu-zis, pe partea de care s-a pus dumneavoastră de legea și dacă o mică introducere din perspectiva ce este la moment și cum am găsit Oficiul Procurorului, colegii. Apreciez foarte mult ce s-a făcut în mulți ani, în ultimii ani, în domeniul protecției drepturilor omului, dar în special de către colegii din cadrul oficiului, începând cu regretatul domnul Cotorabai, după care aportul foarte mare a doamnei Marii Bănărescu în acest an, că nu a fost avocat procurorului, și o anumit aport care a avut deja și doamna Moloșac pe anumite segmente. Sperăm continuarea dialogul va avea loc și consolidarea. Chiar dacă am două săptămâni în cadrul oficiului, simt că atmosfera este mai liniștită și mai degajată, avem multe ședințe interioare, avem o colaborare participativă și nu încerc acum să fac o revoluție. Vrem să vedem care sunt falșii care s-au făcut până atunci obligațiuni s-au asumat anterior oficiul acolo și le îndeplinim și treptat în jumătate de an să vedem cum putem îmbunătăți comisia. Și tare sper ca Comisia Drepturilor Omului și Procurorului să fie un partener strategic în domeniul consolidării nu doar a echipei oficiului Procurorului, dar și în realizarea mandatului. Una din probleme care avem ține de însăși mandatul este greu și sper ca avocații poporului, vorbesc inclusiv de mine, să nu fie privit ca un oponent sau ca doar un critic a anumitor acțiuni a instituțiilor de stat, dar să fie văzut ca un coleg, ca o instituție care poate fi consultată. Domnul Bosu, vă rog frumos de conectați microfon, să facem microfonul ăsta și... Secundă. Deranjează, colegi. Mulțumesc, dacă nu. Și să fie văzut atât Oficiul Avocatul Poporului, cât și Consiliul de Egalitate, dacă vorbim din nume al ambele instituții, să fie văzut ca un partener care poate fi de folos în domeniul drepturilor omului, evident, și care vocea să fie auzită. Nu vor fi doar critici, dar vor avea o percepție sau o abordare de critică constructivă. Sperăm că continuăm. De fapt, cum vreau să spun, agenda nu este tare fixă pe domenii. Eu aș vrea să abordez trei dimensiuni pe diferite aspecte. Una ce ține de lege și consolidarea oficiului procurorului. A doua dimensiune să fie pe partea de conlucrare și ce fel de formule vedem noi conlucrare cu Parlamentul, dar în special Comisia de Comun și câteva aspecte ce țin deja de mandat. Dacă pe parcurs să intervenim până a prezenta, propriu-zis, unele aspecte ce ține de consolidarea oficiului avocat poporului, vreau să prezent pe colegii mei noi din cadrul Consiliului pentru Torturii, care vor fi membrii, care sunt membrii Consiliului din decembrie 2021, pentru 5 ani, și vorbim de experți care au peste 15-20 de ani în domeniul drepturilor omului. Primul este Gheorghe Bose, jurist, Vadim Afteni, psihiatru, medic-psihiatru, Iulia Curea Adam, psiholog, Ludmila Marandici, medic și Olesia Bronceanu, jurist. Experți care sunt cunoscuți în domeniul dat și care împreună, evident, vom face o echipă foarte bună, având în vedere că Consiliul pentru Întrătorii este din format de 7 membri, avocatul poporului pentru copilului, avocatul poporului și cei 5 membri. Acum câteva aspecte, dacă putem despre lege sau cum credeți? Doamna Maia, cum vreți, dacă vreți să poate fi partea? Vorbiți, dacă eu termin cu partea de lege și de unele aspecte care pe noi ne interesează ca și garanții.
Noi am văzut propunerile care sunt acum la Ministerul Justiției. Nu știm dacă ele sunt finale. Urmează să avem o ședință probabil cu secretarul general și sper și cu mediul asociativ să discutăm pe mai multe aspecte. Câteva dimensiuni care sunt pentru mine cel puțin în dezvoltare, care sper că trebuie mai adânc discutate. În primul rând vorbim de eliminarea adjuncțiilor. În propunerea care este actuală pe site-ul Ministerului Justiției, suntem lucrat doar cu asta în moment, se propune că cei doi adjuncți să fie eliminați, să nu fie aceste de funcții. S-a bazat pe practica anterioară, când anteriori avocați nu au avut adjuncți, însă în viziunea mea, acești adjuncți trebuie păstrați și sper și vin cu solicitarea rugămintă către comisie dacă nu s-a rezolvat până ajunge această problemă la Parlament, vă rog să ajutați să intervenim parte de adjuncți, pentru că mandatul propriu-zis a avocatului poporului trebuie implementat prin cele de adjuncți. Cei doi adjuncți, unul care ține de legislație și monitorizare, raportare internațională și cel care ține de cereri. Noi am planificat, de fapt, colegii din 2021 au planificat și bani pentru aceste adjuncți, intervenții bugetare pe aspectul dat, nu avem. Chiar mai mult, sper că acum, dacă merge, are loc o modificare inițială a legii, sperăm în 2-3 ani, când avem o clarificare mai adâncă, să avem și vom propune poate și alți adjunți pe diferite dimensiuni. Ori, de exemplu, în România sunt vreo 6 adjunți. În alte țări, la fel, sunt mai mulți adjunți pe diferite dimensiuni. De ce nu adjunții care s-au propus și colegii pe dimensiunea Transnistria, pe dimensiunea persoanelor sau instituțiilor necomerciale, comerciale, ori chiar ajuns pe partea de persoanele care se află pe spătare, pentru că avem cu ajutorul Ministerului de Externe, va trebui să avem multe și cereri, dar și solicitări, cum ar putea lucrurile în afară interveni prin instrumentele evident legale. Un aspect de modificare. Al doilea aspect, eu nu voi merge pe toate modificările, dar pe blocuri care cred că ar fi importante să tragem atenția și să vedem cum putem interveni. Al doilea aspect foarte important ține de mecanismul național pentru prevenirea torturii, Consiliul pentru prevenirea torturii. În legea actuală, mecanismul național pentru prevenirea torturii este Consiliul pentru prevenirea torturii, deci 2 avocați și 5 membri. Propunerea care a fost anterior sau care este acum în modificare ține ca mecanismul să fie doar avocatul. Asta e interpretarea mea, cu consultarea Consiliului dat. Deci nu Consiliul, dar avocatul. Eu vin din perspectiva, propunerea mea este nu din perspectiva ca eu să-mi consolidez puterea mea. Eu mă gândesc din perspectiva pe distanță lungă și perspectiva oamenilor care trebuie protejați. Atunci când decide o persoană, este un aspect, atunci când decid 7 persoane împreună pe anumit segment, este alt aspect. Deci, luarea unor decizii colective este mai importantă, mai independentă și modul de intervenție mai important pentru populația de persoane din locul de timp. Deci, eu cred că garanțiile pentru aceste persoane în formula actuală sunt mai mari decât, și nu vorbesc peste câți bani să fie altă bucă. Poate nu să dorească să intervină promțul când trebuie și nu va putea interveni altceva. Dacă rămâne în formă actuală, atunci ceilalți 5 membri ar putea să se implice. Deci rugămintea este că la capitolul 5 sau 6 de lege, unde este anume de mecanism, să lăsăm până ce așa. Și atunci vedem în 2 ani, poate, evident că este o problemă, cum se implementează acest mecanism, cine este responsabil de eludarea recomandărilor, cine ajută în implementarea lor. Dar acestea sunt mai mult la nivel de conlucrare decât la nivel legislativ. Un alt aspect ține de garanțiile pentru avocatul poporului, pentru avocatul poporului pentru dreptul copilului și membrii oficiului, dar și a Consiliului. Ele, evident, trebuie consolidate și mai clar prevăzute în domeniul dat. Interacțiunea cu
persoanele care sunt sau cu locurile din detenție, identiți nevoie de anumit siguranță. Și aici trebuie iarăși să consolidăm și propune care sunt legii, noi cumva le apreciem și credem că poate fi un alt aspect ține de propunerea că legea scrisă pe lângă oficiul avocatului poate fi creat un centru de instruire în domeniul dreptului. Este o inovație, până acum un astfel de centru nu au fost. Legea scrie că poate, nu scrie că va fi. Și asta permite de a încerca și de a pilota niște viziuni, niște formule de instruire a în domeniul dreptul omului, adițional ce fac universitățile sau ce fac diferite ONG-uri, dar trebuie înțeleasă că cel care instituția împreună cu Consiliul de Egalitate ar putea dezvolta un astfel de mecanism de instruire sistemic și independent de donatori, independent de alte instituții, în domeniul respectării, promovării și protecției. Dacă se păstrează propunerea dată care este un proiect, am putea să încercăm, prin toate condonatorii, cu diferiți factori de decizie, să pilotăm niște elemente. Și deja ce ține modificările de legea, fiindcă regulamentul oficiului avocatului este la fel aprobat din lege. Acolo sunt mai multe aspecte tehnice care nu cred, dar la moment trebuie discutate în comisie. Și termin cu blocul de oficiu avocatului și de avocat avocatului. În primul rând, eu sper și rog intervenția instituțiilor de stat și inclusiv a Parlamentului să intervină pe partea de independență și funcționalitate. Nu ține doar de ține și de, în primul rând, de sediu. Sediu care, dacă nu de vreo 10 ani, el este sub risc seismic și nu au fost întrebări multe, dar este foarte important pentru o bună funcționare și siguranță a persoanei. Mult mai mult contează persoanele sau colegii mei din oficiu decât propriu-zis doar eu. Și aici apreciem ceea ce a făcut anterior colegii în 2021. S-a convenit asupra unor surse bugetare. Anul acesta aveam de câte am văzut 3.500.000 pentru a începe un proces. După care, preliminar s-a convenit că și anul viitor vom avea 10.000.000. Noi urmează să vedem, trebuie să vedem pe claritate, dacă nu putem porni un proces până în ce nu avem o siguranță că sediul și tot ce ține cu sediul va rămâne în oficiu, pentru că acolo, dacă nu vrem și centrul de instruire și dezvoltarea instituției, este nevoie de o certitudine ca să începe procese. Expertiza, proiectul și alte multe aspecte. Poate nu este cazul acum, dar cel puțin o înțelegere și un acord, poate verbal, preliminar, că noi putem să ne apucăm de treabă. La fel, noi vom încerca să implicăm și alți donatori sau instituții care avea să ne susțină adițional ceea ce instituții de stat, instituții în acest aspect, dar vrem să avem o claritate. Deci, un alt aspect, la fel important, ține de salarizarea și nu doar a ombudsmanilor, dar în special a personalului din cadrul oficiului avocatului. Cu modificările din 2018, care au avut loc, statutul, mai spunem așa, salarial sau nu știu, nivelul de salarizare a oficiului și avocatului a scăzut cu mult. Înainte de 2018 salariile erau mai ridicate, erau mai mari, erau și putem, am putea să, evident, fluxul personal este important. Sunt multe, în alte state, avocatul oficiului poporului este echivalent cu salariile la curtea supremă de justiție sau chiar curtea constituțională. Noi avem ceea ce vorbim iarăși nu din perspectivă doar avocatului, dar și avocatului copilului, oficiul avocatului, dar și Consiliul de Egalitate. Sunt doar două instituții, total personalul, nu cred că depășesc 60-70 de persoane, acum poate le-a primit.
Poate eu venim cu rugăminte ca să revizuim cotele, formule de salarizare a personalului și a avocaților. Astfel ca să putem permite o independență și o certitudine și o siguranță și din perspectivă. Astea sunt doar cele mai importante aspecte care eu vreau să le enunț, ce țin de raportul anual pe 2021, cred că la blocul mai târziu. Vreau să rog da, dacă poate scurt, așa eu cam am reușit să notez tot ce ați spus dumneavoastră. Dacă vom la prin punct, să zicem așa, dacă vă amintiți în cadrul ședinței Parlamentului, când ați fost numit în funcție, eu nu întâmplător am întrebat de ce ai ajuns. Pentru că noi deja am avut, adică nu vorbim de viitor ce poate fi, noi deja am avut situații când ne-am pomenit și situația cu domnul Cotrobaie, regretatul domnul Cotrobaie, și ulterior ce am mai urmat cu dimisia domnului Moloșac, noi am avut deja situații și eu sunt sigur că doamna Bănărescu și așa de prea mult pe capul ei și chiar îi mulțumim că și-a luat acest angajament, să zic așa, ca să rămână funcțional deci, avocatul poporului. Părerea mea că ei trebuie să fie, trebuie să existe, că la capitolul adjunct, ceea ce a spus dumneavoastră, că sunt 2, că sunt 6, că sunt 8, aici deja rămâne discutat, în văzut de domenii, nu puteam spune o cifră exact. Ei nu trebuie să fie nici mulți, nici puțin, trebuie să fie exact cât trebuie. Și, mă rog, aici eu sunt de părere că puteți fi în permanent contact cu cei la Ministerul Justiției și să iei în calcul acest aspect. Și nu doar acesta, și în general tot acelor care le-ați numărat dumneavoastră, le-ați expus, pentru că draftul, proiectul care o să iasă de la Minister, el când o să ajungă aici în Parlament, el să fie agreat practic de toți. Dacă nu o să fie agreat de toți, noi o să ajungem la dezbateri interminabile și inutile și dacă o să fie licitat un proiect, iar noi o să intervenim cu amendamente care schimbă conceptul radical, deci asta nu-i lucru. De aceea, asta și zic, acolo trebuie de făcut tot, aici deja îl știm, îl vedem, ne expunem, dacă suntem tot de acord, avansăm cât mai repede, astfel încât să fie modificat și legea și cu fișa avocatul poporului fiind perfect funcțional. Doamna Bănărescu? Bună ziua! Sunt comisiei, domnul ședinte, colegi, mulți colegi, că suntem la telefon foarte des, sunt probleme, am un gen de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru această ședință. Într-adevăr, noi avem o comunicare foarte bună cu comisia de prom și este normal. Sunteți comisia de sportiv și atunci punem întrebare unde noi mergem dacă nu la dumneavoastră. Și probleme de omului. Vreau să apreciez foarte mult decizia comisiei referitor la subiectul care am discutat privind copii în situații în penitenciare. Este o decizie foarte bună, exhaustivă, cu probleme foarte serioase puse. Și sper că controlul parlamentar și monitorizarea din partea mea ca avocată a copilului copilului va da rezultate scontate, poate pentru copii, dar nu pentru imaginea noastră sau alt interes. La fel, semnând foarte bine discutat în comisie, a fost subiectul copii în situații de stradă, dar cu regret aici avem de muncit și o revenim la acest capitol cu dumneavoastră. Acum urmează anul să fac un raport. Este ultimul an de mandat, apropo, în aprilie anul viitor îmi expiră mandatul de 7 ani și aș vrea să am o claritate și pe ce segment. Asta așa, la general, trecerea revistă rapidă, ceea ce am făcut noi cu efect asupra situației dreptul copilului. Iar general, am smers și eu pe ideea ce a zis colegul meu, domnul Pancov, care începe cu legea 52,
Deci, noi, când s-a început modificarea legii, desigur, era în viață încă domnul Cotrobai și am înțeles că ideea, în primul rând, de consolidare a percepției și a statutului avocaților poporului, având în vedere că din lege nu este clar stipulat care este statutul avocatului poporului și avocatul poporului pentru drepturile copilului. În norma constituțională, noi special n-am insistat să fie inclus și avocatul poporului pentru drepturile copilului, pentru că mergeam pe Institutul Avocatul Poporului și am hotărât ca să fie în Constituție, ca normă constituțională, doar avocat a poporului ca institut. Legea a fost concepută în 2013 ca o lege care este avocatul poporului cu doi adjuncți. Un adjunct să fie pe drepturile responsabile segmentul drepturilor copilului și un al doilea adjunct cu un alt domeniu care va fi identificat. Atunci, în dezbateri și în discuții publice, UNICEF și alte organizații internaționale au considerat că este degradare pe segmentul copilului, deoarece a fost alocat poporul în dreptul copilului și avocatul parlamentar. Și atunci, dacă noi venea legea cu doi adjuncți, s-a convenit că este degradare pe segmentul copilului și s-a insistat în Parlament și deputații au adoptat că drept trebuie să fie avocat a poporului, să fie menționat pe dreptul copilului. Iată care este o scurt trecere în revistă a adjuncților. Legea, deci, n-a fost adaptată la această schimbare și este necaritate asupra statutului. Asta a fost unul din scopul modificării legii, ca să pune de egalitate avocatul poporului și avocatul poporului pentru drepturile copilului, să fie clar că se numesc doi avocați a poporului, independenți cu aceleași drepturi și garanții, să fie clar. La fel să nu este ideea că avocatul poporului în dreptul copilului, conform articolului 1, este indicat că monitorizează implementarea Convenției ONU pentru dreptul copilului, ceea ce considerăm că este deplasat un pic, deoarece nu poți garanta respectarea dreptului copilului monitorizat dacă nu monitorizezi celelalte internaționale. Și am mers cu propunerea ca să fie monitorizarea tuturor alții internaționale în domeniul drepturilor copilului. Asta a fost o altă domeniu foarte important și a păstrat articolul 16, care se referă la competențele avocatului poporului pentru dreptul copilului, ieșind din Convenția ONU pentru dreptul copilului. Ajunge sau nu ajunge mecanisme de lucru pentru avocații poporului, eu consider că sunt suficiente mecanisme, mă refer. Adresarea instanței de judecată, modificări de legislație, profunde și așa mai departe, care le cunoaște adresările foarte constituționale. Ce am stabilit, noi probabil ar trebui să avem dreptul ca și avocații poporului, să urmăm procesul în instanță de judecată și prin dreptul de a merge și la Curtea Supremă de Justiție, pentru că, iată, lipsa de adresare, de susținere a intereselor cetățenilor în fața Curții Supreme de Justiție ne limitează în exercitare. Apropo, eu am lucrat în vechea componență chiar de la începutul instituției din 98, în calitate de adjunct avocatului parlamentar și noi atunci, conform legii de avocat, era a avut acest drept de a merge și în interesul cetățenilor în fața Curții Supreme de Justiție. Deci, ar fi ca legea să precizeze foarte clar, este mai mult o precizare de norme versus garanțiile ce țin, se referă la avocatul poporului pentru dreptul copilului. Și aici noi, ca să înțelegeți, în 2018, când s-a început această discuțiile asupra modificării legislației, a fost făcută o analiză de un grup mic de colaboratori. Avem avizul Consiliului Europei. Anul trecut, după ce am primit acest proiect de la Ministerul Justiției, am făcut un sondaj prin examinare internă și mai nimic. Și propunerea inițială de a scoate acești doi adjuncți, noi n-am susținut-o. Deci ultima variantă care noi o propunem, modificări noastre care acum din 2021, noi suntem pentru susținerea, vorbesc eu cu persoanele care au făcut acest proiect și
ceea ce vorbesc cu domnul Canicu, într-adevăr, susțin că cei doi adjuncți trebuie să fie. Au apărut discuții în societate, se referă doi adjuncți doar la avocatul poporului sau și avocatul poporului în dreptul copilului. Eu cred că aici nu trebuie să fie mari discuții, deoarece avocatul poporului în dreptul copilului este parte integrală a oficiului avocatul poporului. Și aici adjuncții pot să aibă atribuții care să fie exercitate și domeniul dreptul copilului, asta depinde doar de lucrurile noastre interne. La fel consider că trebuie consolidată echipa la nivel de garanții și salariale. Și locul prin care a fost plasată instituția ca și autoritate publică este destul de jos. Și iată, plasarea asta a instituției în ierarhia autorităților publice a diminuat, pentru că își poate fi referință la legea veche. Noi eram asimilați cu instituții destul de poziții în alte stat care primeteau și o salarizare. Și aici, la fel, nu este vorba de avocații poporului, dar este vorba de acel colectiv care cunoaștem cu toții să aibă specialiști în drepturile omului, este foarte complicat. Cu regret am constatat că la noi în țară nu se studiază drepturile omului, în instituții doar facultății de drept și atunci nu știu cum se studiază. Și noi pregătim acești specialiști, dar din cauza salariilor practic este fluctuație destul de mare. Salarizarea ar fi o soluție să menținem colectivul și la fel, prin numărul, eu consider că prin volumul care îl face instituția va face poporul în dreptul copilului, cu dreptul omului, mă scuzați, se vorbim de dreptul copilului, că asta e o șutier eu, este foarte mic. Noi avem segmente care noi nu le putem acoperi. De exemplu, avizare legislație, cu regret, noi nu putem solicita ca să fie avizare obligatorie și nu putem insista pentru că nu putem de resursa umană să avizăm proiecte de lege ce țin drepturile omului, dreptul copilului, din lipsa potențialului și resursa umană. La fel dreptul copilului. Dreptul copilului, avocat poporului dreptul copilului, este asistat de un grup de 5 persoane, ceea ce, la fel, volumul de lucru pe care are este foarte mic. Și ultima analiză care a fost efectuată s-a demonstrat că, prin funcție care îl face acum și atribuții care le are avocatul poporului în dreptul copilului și volumul care îl face, deja depășește cu două persoane care trebuie să fie mărit. De unde se mărește? Că nu avem cel număr este foarte suficient, noi ne trebuiește și la legislație persoane. Și nu vorbesc de cel memorandum care sunt câteva funcții funcționale, dar vorbesc de resursa foarte mică în instituție. Tot atunci am zis, trebuie să fie și noi poziția asta. Nu mă refer la prevenirea torturii, pentru că aici chiar nu este poziția diferită, dar centrul de instruire, când am pornit ideea pe instituții noi, referitor la acest centru, ne-am bazat pe incapacitatea specialiștilor care lucrează în domeniul drepturilor omului de a avea abordare bazată pe drepturile omului. Și noi am văzut acest centru ca o instruire obligatorie pentru acele persoane care vor accede la funcții cu o activitate în domeniul drepturilor omului. Și chiar susținerea și dezvoltarea acestui centru ar fi o soluție pentru domeniul drepturilor omului. Aici am aș la despre care am vorbit. Deci, cam atât aș vrea să zic, pentru că ceva pe parcurs. Pe parcurs voi vorbi referitor la statut, la sediu, nu mai repet, sediu e variat din 98, de când l-am primit. L-am primit câte o daie și ne-am tot am acaparat din sediu până l-aveam în tot al nostru. Dar el este cu statut de monument istoric, de nivel local. Cel mai grav că nu este măcar cum arată acest monument. S-a muncit foarte mult în domeniu pentru acumularea informației
Deci am mers chiar și la expertize, avem expertize prin care se demonstrează măcilitatea în care activa. Avem și sănătatea publică și multe expertize care demonstrează că nu poți activiza în acest sediu. Și faptul numărul mare de buletini de boală, pacienții de boală colegilor noștri, demonstrează că noi, nu mai vorbim de acel aspect a sediului și lipsa lui, dar vorbim și de condițiile care muncesc și asta avocat totul mai plătită de parte, că nu poți muncești în aceste condiții nocive și serioase cu sănătatea oamenilor. Am planificat anul trecut, ne-am gândit să luăm, să planificăm bani pentru închirierea unui spațiu ca o soluție de a nu ne întoarce în acest spațiu. Cu regret, nu s-au obținut aceste resurse, urmează să discutăm și la... Dar deja, avocatul poporului este să vedea cum soluționăm problema cu închirierea unui spațiu pentru a scoate din acel sediu felicitări și alte condiții nocive pentru sănătatea colegilor care îi avem. Da. Da, problema asta cu sediul ei, spunem, popor cu coadă, da? E motiv eu ne amintesc exact, pentru că regretată domnul Cutrovaie de această întrebare și până la urmă trebuie să miști carul din loc, dacă să luăm în calcul și acel centru de intuire la care a făcut referire domnul Panco, eu nu știu, și voi să ajungeți la procurarea unui sediu de construire, apoi nu știu cum construcția, după volumul de lucruri și care aveți și de angajați și de centru aici trebuie, deja eu, mie mi-e greu să mai spun că mă rog, eu nu... Concept. Dar pe ansamblu trebuie luat în calcul și aceste chestiuni. Revenim la proiectul de lege. Noi nu am uitat, dar eu am zis ce va ieși la Ministerul Justiției. Trebuie, dacă nu 100% agreat de dumneavoastră, atunci măcar aproape și cel mai important să ia în calcul și acele recomandări pe care le-a făcut Comisia Europeană pentru Democrație de dreptul Consiliului Europei. Ca să nu ne trezim noi cumva ceva ne-a scăpat, ori am omis sau... Și în acest sens, inclusiv v-aș rugare pe dumneavoastră să țineți la control. Deci Ministerul Justiției are mult pe capul și dumneavoastră poate să ministru. Nu, zic, din realitate, dar poate să scape ceva. Eu am fost întreb dacă cineva din colegi vrea să mai expună din vis-a-vis de acest proiect de lege. Dacă are careva viziuni, propuneri, sugestii. Dacă se poate. Vă rog doar pe rând. Doamna Gros, poftim. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Eu salut faptul că noi astăzi discutăm foarte serios despre consolidarea acestei instituții. Avem suportul mai multor instituții internaționale care ne-au oferit și expertiza și viziunea lor. Eu am citit avizul juridic al experților de la Consiliul Europei. El este foarte clar și exhaustiv. Eu cred că faptul că guvernul, în special Ministerul Justiției, a inițiat un grup de lucru și din câte am înțeles, reprezentanții oficiului avocatului poporului fac parte din acest grup de lucru. Asta înseamnă că ei sunt direct implicați în elaborarea modificărilor la proiectul de lege privind această instituție. Și eu cred că dacă și guvernul, și instituția, și parlamentul sunt implicați în acest proces. Eu cred că nu există nimic care să ne împiedice să ne facem modificările necesare ca instituția să funcționeze mai bine și să-și realizeze obiectivele. Noi susținem acest proces și înțeleg că întreaga comisie
susține acest proces, acest lucru a fost anunțat și de domnul Novak. Deci există aceeași înțelegere din partea tuturor instituțiilor statului și cred că noi, ca comisie parlamentară, suntem în primul rând responsabili de consolidarea instituției prin modificările legislative necesare. Pentru că noi suntem cei care facem aceste modificări și cât mai repede ele vor fi făcute, cu atât mai bine. Noi suntem doar în sprijinul instituției. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna Grosu. Colegi, cineva v-a mai dorit acolo? Da, eu am vrut să mai spun. În primul rând, vă zic bună ziua. Salut această colucrare la început de cale și care se conturează, din câte înțeleg eu. Vroiam să spun la fel că noi suntem deschiși să avem o conlucrare împreună cu dumneavoastră pentru a îmbunătăți cadrul legislativ care vizează drepturile omului, în mod special drepturile copilului, pe mine mă interesează. Vedeți și dumneavoastră, aș vrea să vă expuneți pe cazurile care acum această săptămână au bulversat societatea. Nu știu dacă sunteți la curent cu cazul fetiței care a fost atacată sau nu atacată, dar agresată de colegi și știți din ce motive, cazul bebelușului bătut la Hâncești. Eu aș vrea să văd opinia dumneavoastră în acest sens și ce am putea face noi, legislatorii, ca să intervenim, să îmbunătățim situația, pentru că lucrurile din rău în mai rău, în opinia mea, generează. Mulțumesc. Colegi, eu doar am vrut ca să avem așa, să lucrăm destul de productiv, nu ne întoarcem de la o temă la alta. Doamna Munteanu, eu vreau ca tot să expună concret la acest subiect și pe urmă trecem și la celălalt, adică inclusiv la cazul care vă referiți. Ca să nu ne mai întoarcem pe urmă la el, adică să expun tot. Da, pe blocuri. Am trecut, am depășit, trecem la următoarea, inclusiv pe cazuri particulare, dacă doriți separat. Vis-a-vis de ceea ce am discutat, susțin, consider o inițiativă bună și consider că e frumoasă concretă noastră, dar pe mine m-a interesat acest subiect. Atunci aștept răspuns atunci când va fi. Da, eu doar am vrut ca să nu ne sărim de la o temă la alta. Colegi, au cineva dacă dorești să mă expună referitorul la primul subiect? Bună ziua, cred că am să intervin eu de în cadrul Consiliului. Bună ziua tuturor! Da, bună ziua! Nu știu exact dacă mă aud, adică dacă ați putea. Auzim bine! Da, mulțumesc foarte mult! Deci mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa. Eu nu am să mă refer la toate aspectele din legea cu privire la modificarea legii, proiectul de modificare a legii. Noi avem un segment foarte îngust care ține de competența Consiliului, prin urmare doar câteva aspecte care țin de activitatea Consiliului. Noi am expediat deja în adresa Ministerului Justiției un aviz care reprezenta opinia noastră vis-a-vis de modificările care se propun a fi operate la lege. În mare parte ele țineau de activitatea Consiliului, este aspectul la care s-a referit domnul Cesar, pe care o susținem integral. Opinia noastră a fost expediată în Ministerul Justiției. În marginea acestei opinii deja a fost creat un grup de lucru și noi deja am avut o ședință comună foarte productivă. Avizul respectiv a fost semnat nu doar de către noi în calitate de actuali membri ai Consiliului, dar și de către foștii colegi din cadrul Consiliului, precum și a fost subsemnat de către foarte multe organizații non-guvernamentale. Doar două aspecte pe care noi le-am vizat în acest aviz. În primul rând, noi nu am susținut inițiativa legislativă de modificare a legii în ceea ce privește schimbarea mecanismului actual, schimbarea formulei mai exacte actuale, prin care mecanismul național este exercitat, la moment este exercitat de către Consiliu, dar în modificare se propune să fie exercitat de către avocatul poporului și noi am explicat punctat de ce nu suntem de acord cu această modificare. În mare parte, fiindcă noi considerăm că mecanismul actual este unul foarte bun. Și într-al doilea rând, fiindcă nu există o justificare rezonabilă a acestei modificări și se subliniază rolul societății civile în cadrul Consiliului. Un aspect pe care eu chiar vreau să-l notez acum, noi deja am avut posibilitatea să lucrăm în cadrul Oficiului Avocatului Poporului, deja am avut vizite preventive și deja au fost efectuate și ședințe. Și noi
din partea Consiliului, cel puțin eu confirm că noi am avut parte de o convocare foarte bună. Deci nu există impedimente la moment de a schimba formula actuală. Deși sunt câteva recomandări a Comisiei de la Dinamite. Și ultima modificare care viza activitatea Consiliului, în mare parte ținea de extinderea garanțiilor de independență a avocatului poporului și a membrilor Consiliului și asupra altor membri. Noi vorbim despre, este o propunere de modificare a legii, s-a propus ca garanțiile de independență a avocatului poporului și a membrilor Consiliului să se extindă și asupra persoanelor antrenate în calitate de specialiști și experți. Noi am formulat o argumentare de ce noi considerăm că nu este utilă această modificare. Ei nu au nevoie, de fapt, de aceste garanții și totul, în mare parte, se regăsește în aviz. Nu cred că, în cazul să reținem foarte mulți membrii Consiliului, susțin în integral poziția care a fost reiterată la moment de către domnul Ceslav Panco, în ceea ce privește exclusiv modificările a legii cu privire la avocatul poporului pe mandatul Consiliului. Mulțumesc, Dacu. Așa. Colegi, altcineva dorește să expună? Dacă nu dorește să expună nimeni, în continuare, vis-a-vis de acest subiect, doamna Dumnezeu, da, parte la subiectul... Da. Deci, vreau să precizez că modificarea legii a fost inițiativa noastră și a oficiului avocatul poporului. Și noi suntem interesați să mergem cu ideile care le-am promovat. Este viitor la acel proiect care au făcut și doamna membra Consiliului de schimbat formula. Aici e unica îngrijorare a instituției avocatului poporului, trebuie să fie păstrarea independenței statutului avocatului poporului în cadrul Consiliului. Ca Consiliul să fie privit că este totuși avocatul poporului, este decizional, atunci nu te arăt de garanție avocatul poporului, pentru că asta este baza. Deci, experții de asta s-au bazat și după cât cunosc eu cum a fost analizată legea, exact din perspectiva de păstrare autonomiei și garanției și privilor avocației avocatului poporului. A fost discutată varianta de modificare a conceptului Consiliului Privind Rupturii. Referitor la cadrurile care a vorbit doamna deputată, toate cazurile noi ne-am autosistizat, urmează să vedem situația, desigur, este tragică situația când noi nu suntem toleranți ca și societate, pentru că nu suntem instruiți. Nu avem această educare nici în familie, nu avem părinți pregătiți pentru a fi toleranți, mai avem niște avem o mentalitate și îndecită, care la fel trebuie să fie modificată prin instruiri și rolul școlii, ce este foarte important. Studiul pe care l-am făcut demonstrează că în instituții de educație nu se studiază drepturile omului, drepturile copilului, dar dacă se studiază formal, de unde noi putem să venim cu schimbare de mentalitate dacă noi avem curicul național în care noi drepturile copilului le punem așa mai înțestare. Și referitor la cadrul, vedeți că noi am autosesizat, vom vedea cu care va fi rezultatele. Referitor la copilul care a fost maltratat de mămica, eu consider că aici este o situație destul de gravă în familie, vorbesc să este și violență, și mama are nevoie de evaluare și psihologică, și psihiatrică, și acordare serviciilor, și copilul are nevoie de evaluare. Eu bănuiesc că este vorba de multe, multe circunstanțe care denotă starea familiilor noastre din țară. Dar vă zic că este prematur. Unica ce vreau să vă zic, că ați scris cazuri, noi suntem sesizați din oficiu și posibil și copilul care a decedat din Florești a propus să ieșim cu niște rapoarte speciale asupra situațiilor la toate trei cazuri. Pentru că primul caz se referă la apartenență sexuală, a doilea caz se referă la violență în familie și a treilea caz posibil să fie o neglijare a sistemului medical și nefuncționalitatea acestea. Vă mulțumesc.
Deci, referitor la primul subiect, parcă s-au expus toți, din câte înțeleg din colegi, nu mai dorește nimeni să expună, da? Dacă se poate, cu referire la subiectul al doilea, în privința cazurilor care s-au întâmplat. Da, vă rog. Sunt, într-adevăr, niște cazuri triste și este foarte dureros când noi, adulții, nu putem să oferim o protecție necesară și reală copiilor. Dar am ascultat atent ce a spus doamna Bănărescu. Desigur că noi putem să discutăm o zi întreagă despre din ce cauză s-a întâmplat lucrul ăsta. Eu cred că, într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, educație este un element important în prevenirea unor asemenea cazuri. Educația în spiritul drepturilor omului. Și această educație trebuie să pornească încă din grădiniță și să continue. Și această educație trebuie să continue și pentru adulți, nu doar pentru copii. Din păcate, noi în țara noastră nu avem o politică complexă și exhaustivă și holistică în acest domeniu. Și mă gândeam la faptul că noul proiect de lege este prevăzută crearea unui centru de educație în drepturile omului. Și cred că rolul cel mai important al acestui centru ar fi elaborarea unei politici publice în acest domeniu, pentru că implementarea acesteia o să țină de toți factorii. Pentru că educația în domeniul drepturilor omului nu putem să o atribuim doar școlii. Printre altele, noi acum în școală avem o practică foarte bună, care ea cumva se dezvoltă în ultimii 3 ani. După cum știți, a fost elaborată o nouă curiculă și o nouă abordare în cadrul disciplinii educației pentru societate. Și grație unei organizații non-guvernamentale, cum este Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului. Și faptul că acest centru, prin intermediul Ministerului Educației, implementează acest program, vreau să vă spun că centrul are o abordare tare sistemică și toți profesorii din țara noastră care duc aceste ore de dezvoltare de educație pentru societate, beneficiază grație acestui centru de formare continuă, permanentă. Deci ea e în fiecare an și este făcută de către specialiști buni în acest domeniu. Deci asta e o singură experiență, desigur că ea trebuie extinsă și pentru ciclu universitar, pentru că, din păcate, atunci când un profesor vine la școală, el nu este suficient de pregătit să observe cazurile suspecte de abuz, să intervină eficient pentru a proteja copiii, pentru a oferi activități de educație parentală. Și acum mă refer nu numai la sectorul educațional, dar este important să implicăm în acest proces și alte sectoare, cum ar fi medicina, asistența socială, poliția, ca ei să aibă această abordare bazată pe drepturile omului. Și abordarea asta să fie complexă și permanentă. Noi avem niște epizoade, niște acțiuni care nu sunt închegate într-un proces sistemic și permanent. Și cred că ideea asta, chiar când a anunțat-o domnul Falicon, mi-a părut o idee extraordinară pentru țara noastră la acest moment. Și am să susțin întru totul crearea acestui centru. Deci, centrul la fel a fost idee de a fi, exact cum spunează doamna Grosu, creată această idee, s-a reflectat chiar din 2016 și am pus-o pe hârtie în 2018 cu această propunere, având la bază un studiu, cercetare, că este lipsă de cadre și lipsă de abilități dezvoltate. Și exact asta am scris în proiectul de modificare a legii noastre, pentru că ce vor zice noastre? Toată lumea vede lipsa de atribuții și competențe și a specialiștilor care intră în contact cu copiii și lipsa de cunoștințe în drepturile omului. Noastre, eu cunosc foarte bine activitatea Centrului de Informare și Documentare Copii. Noi avem cu dânsii o activitate foarte bună. Anul ăsta am instruit, dacă nu greșesc, 100 de
persoane care intră în contact copii referitor la opinia copiilor, dar eu vorbesc de curicula națională care este insuficientă, dar noi suntem la pilotarea câteva manuale și dacă ne uităm, acolo sunt doar câteva teme la drepturile omului, în grădinițe noi nu avem nimic. Și sunt de acord cu dumneavoastră că dacă s-ar accepta acest centru să fie cu elaborarea unei politici exhaustive, dar la fel fiecare segment trebuie să aibă și pregătire inițială și continue. Dacă judecătorii, procurorii au educația, sistemul educațional, da, să ne uităm la sistemul de asistență socială, au ei acea pregătire, instruiri continue, ei nu au un centru, nu au o politică de instruire continuă. Cine o fac? Organizațiile guvernamentale și cele fragmentare. Și eu vorbesc de cunoștință de cauză. Pentru că chiar noi facem cu grupul ăsta mic a meu de 5 persoane, mergem și facem instruire cu asistențe sociale, cu șefii de direcții. Nu știu cum se aplică legislația. Deci ministerul elaborează politici. Se rupe. Se rupe iată implementarea politicilor. Monitorizarea implementării politicilor, instruirea, nu sunt centre, nu se instruiesc. Oamenii stau, lucrează, ei sunt rupți de la modificare de legislație. Chiar ultima modificare de legislație, doamna Broză, dumneavoastră cunoașteți foarte bine ce ține de divorțul părinților prin notari, da? Prin caia notarială. Unde este opinia copilului? Se întreabă părinții, divorțați, ce facem cu copilul? Nu interesează. Și a fost modificată legea. Și deci sunt foarte multe, dar cred că asta e o discuție de o ședință. Eu oricum vreau să discut cu dumneavoastră și cazul care l-am acum în cazul Sârbu, care îl cunoașteți. Nu putem să ne întâlnim în particular cu cine sunt interesați de mine copii și discutăm mai multe cazuri care sunt în societate. Mulțumesc doar câteva aspecte ce ține de instruire în domeniul drepturilor omului. Evident, trebuie să ne gândim sistemic, în genere, la capacitarea în domeniul drepturilor omului. Și aici vorbim nu doar înțelegerea de către funcționari de drept, dar cum aplică deja în practică. Și trebuie de văzut care este în acest sistem, sau un concept de sistem în domeniul drepturilor omului, și care este rolul și unde, care atribuții va fi acestui centru. Deci trebuie toate elementele de le pus într-un sistem și de văzut cum ele împreună conlucrează, cum se responsabilizează, sunt responsabilitate instituțiile. Avem niște experiențe anterioare și centrul de instruire în domeniul electoral, cum zice. Avem INJ-ul de care a spus doamna Bănărescu. Sunt niște elemente, niște practici deja puse, care am putea să le învățăm și să tragem careva concluzii. Respectiv, poate ar trebui întâi de început la elaborarea unui o abordare sistemică, un concept de instruire și care este rolul acestui centru și în urmă de văzut și la instruire inițială, dar și continuă odată la anumită perioadă, ca toți funcționarii să treacă pe niște instruiri minime, ne mai vorbim de top manageri în instituții care ar trebui să se cunoască cum să aplice și cum să abordeze anumite acte când le elaborează din perspectiva părării de finalitatea la centrul ăsta VISUP, care noi l-am văzut, ca să fie obligatoriu ca toți funcționarii care sunt în domeniu să treacă prin certificarea activității instruire în acest centru. Dar este un vis care poate fi realizat de durată. Așa. Aici doresc să mai spună cineva? Dacă nu, atunci un alt subiect care vom aborda în cadrul ședinței de astăzi, vreau să vă zic că odată cu prezentarea de către avocatul poporului Muncu, avocat poporului pentru drepturile copilului, a raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova, în anul 2021 în comisie, ne punem ca scop și înaintare în calitate de autor a proiectului de hotărâre a Parlamentului privind audierea respectivului raport în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Consider că trebuie să aveți ocazia să prezentați întregul
și eu sunt sigur că tare mulți vor uimi care este situația reală, pentru că mai bine ca dumneavoastră nu o cunoaște nimeni. Iar noi, deputații, cunoaștem cei ce cunoaște, evident, poate cei care din comisia noastră cunosc mai bine subiectul, dar ceilalți deputați, chiar o bună parte din ei nu cunosc care este situația reală și unde sunt dificultăți și de exigență. Eu de ce zic asta? Chiar și la elaborarea draftului, ori la examinarea proiectului de lege care va fi un subiect care am discutat, eu sunt sigur că mulți sunt împotrivă, ori au obiecții de cunoscând situația de faptul, ori de desubturi care sunt. De aceea, iată, avem o să fie și o astfel de inițiativă și cred că dumneavoastră o să dați curs cu siguranță, pentru că nu cred că există o mai bună oportunitate de a vă expune vis-a-vis de toate problemele pe care vă confruntați și toate problemele care sunt, care deja au avut loc, ori care uneori, chiar și la capitolul prevenire, da? Nu, acest mecanism nu funcționează, nu de atât că nu se dorește, da? Că sunt anumite pietrițe. Iată, toate acestea, de la tribuna centrală a Parlamentului, sau de nu doar deputate, dar și toată țara care este situația de fapt. Suplimentar, adică am dorit să vă comunicăm că Comisia Drepturilor Omului se va autosiza și în cadrul rapoartelor tematice pe care le veți elabora pe viitor, precum și pe cazuri de rezonanță care sunt, care bulversează cumva publicul. Și simt eu că împreună cu dumneavoastră avem foarte și foarte mult de lucru. Și eu am zis și am să repet, comisia noastră este total deschisă de fiecare dată, ori de câte ori. Și rugămintea mea este, poate că, nu doar noi comisia să venim cu invitația, dumneavoastră știți, și etajul, și birou, și ușă, și ori de câte ori este necesar. Eu cred că colegii din comisie o să ne susțină, o să ne întâlnim ori de câte ori să fie nevoie. Ca să spunem discuții, cine dacă nu spune, nu să celălalt comisie este mai puțin interesat de subiect și până la urmă asta este obligația noastră de drept să o facem împreună cu dumneavoastră. Și respectiv și acel control. Facem acel control care în cazul dat se impune. Colegi, dacă doriți să vă mai expuneți pe ideea care am enunțat-o. Dacă trebuie aici, da, să vorbim, nu salutăm, asta este și o recomandare internaționale, ca raportul ombudsmanului să fie ascultat nu doar în comisie, dar și în plen, astfel să nu doar se va vocifera probleme, dar în astfel de exercițiu ar fi bun și pentru responsabilizarea deputaților și altor instituții. Sunt de acord că urmează să consolidăm sau să identificăm niște formule de interacțiune, poate nu astăzi, între dumneavoastră ca și comisie, cât și noi ca și oficiu, ca și ombudsman, în vederea implementării unor recomandări atât naționale a ombudsmanului și altor instituții, dar și internaționale, că avem foarte multe recomandări internaționale care încă nu sunt implementate sau cel puțin nu este o viziune cum vor fi implementate. În ținere de controlul parlamentar, este evident necesitatea acestui control și vom veni cu mai multe solicitări pe diferite tematici și nu doar în formă de vizite în diferite locuri în instituții de stat, nu doar de cele private libertate, dar și prin control parlamentar, prin alte modalități care permite legea,
în vedere responsabilizării să vedem cum alte instituții trebuie de primească și ne primească atribuții. Poate să sunt al doilea subiect care tot vreau să rugăm să discutăm. Ce ține de raportul pentru 2021, suntem în ultima subliniere, legii la început încât de anul trecut și fiecare departament știind care sunt problemele, vor fi sistematizate într-un raport final. Noi îl vom prezenta până pe 15 martie, așa cum este scris în legea. Că apoi, poate după o discuție, întâi în cadrul comisiei, să avem o discuție, cum a spus dumneavoastră, în plen, unde vom discuta pe anumite aspecte care țin acum, dar care ele și altele care sunt din avut în locul acesta. Până aici nu am intervenții. Da, referitor la raport, vreau să vă zic că raportul este privind respectarea drepturilor omului în țară, ieșind din activitatea noastră și standarde internaționale. Deci, și aici este controlul parlamentar asupra respectării drepturilor omului. Deci, precizez pentru că se percepe ca o dare de seama avocatul poporului, a oficiul avocatul poporului, de parte nu este. Este doar raport privind respectarea drepturilor omului. Și raportul este compus în trei părți. Este prima parte, raportul ce ține drepturile omului, segmentul general. La două compartimente este ce ține de respectarea drepturilor copilului. O parte obligatorie este ce ține de prevenirea torturii și noi am mai inclus din inițiativa noastră ce se întâmplă în stânga Nistrului. Cu această structură noi venim practic anual. Anul ăsta la fel n-am modificat structura, având în vedere că tot s-a așteptat avocatul poporului și nu trebuie am asumat eu să schimb structura, dar am sfârșit de an, am mers pe cei și idei ca să mergem cu structura care am avut-o și ieșit din lege. Într-adevăr, până 15 martie noi trebuie să le punem în Parlament, prima discuție în comisie și deja dezbaterea în plen. Cu regret, timp de 10 ani nu s-a mai ascultat raportul nostru în plen. Am avut 2 ani în care am prezentat și eu și domnul Cotrombai partea noastră de raport. Anul trecut și pandemia este 2 ani, din nou mi-a permis să venim în Parlament să ne expunem raportul privind respectarea drepturilor omului. Sperăm că anul ăsta o face în plen, pentru că anul trecut am făcut doar în comisie prezentarea, exact din cauza pandemiei. Și aici noi la fel venim cu, să venim cu o modificare în legea 52 referitor la temele prezentare, pentru că este o normă în lege care nu, este caducă, ea nu este aplicativă, de a prezenta pe data de 15 februarie raportul public, ceea ce nu este corect din perspectiva că avocatul poporului are opinia sa și ea nu va fi modificată de dezbaterile publice, de noi considerăm dezbaterile publice, trebuie să fie Parlamentul, Comisia și Parlamentul. Dar societatea, oricum, iată, și asta modificare noi o propunem argumentat pentru schimbarea acestui articol, să rămână doar dezbaterile publice. La fel, până la modificarea legii din 2014, acest raport privind respectarea drepturilor omului era publicat în monitor oficial, ceea ce făcea accesibil pentru toate persoanele care erau interesate în domeniu. Din 2014, conform legii noi, deci nu se mai publică în monitor oficial, dar doar pe pagina Parlamentului. Eu consider că totuși, raportul ar trebui să fie făcut public, nu numai pe pagina Parlamentului, dar și pe altă modalitate pentru a fi mai accesibil. Evident, este și pagina noastră publicată, dar v-a zis practica anterioară până la modificarea legii din 2014. Eu doar cu domnul Pancov, cu titlul de informare, pentru că cineva cu colegi cunosc, noi în sesiunea trecută am avut foarte bună conlucrare cu doamna Bănărescu, dumneavoastră erați în funcție. Noi am audiat acele rapoarte mari și au fost audieri destul de bune, aș zice eu, pentru că au fost prezenți foarte multă lume din diferite domenii care s-au expus, au luat anumite decizii și aceste decizii au fost expediate în adresa guvernului, iarăși au fost din toate părțile care au dorit să facă propuneri. Aceste propuneri au fost
înglobate și expediate, vreau să vă zic, noi am avansat destul de bine. Și eu zic că această bună practică trebuie să aibă continuitate. Și pe domeniu, evident, pe viitor. Și iată, noi am data de la ședință din 3 februarie, dacă greșesc, noi am aprobat planul de acțiuni pentru 2022. Un plan destul de... Așa, în acest sens vreau să-i mulțumesc pe această ocazie, iată, fetelor care le vedeți alături, pentru că au muncit foarte mult la acest plan de acțiuni. Un plan destul de bun, ambițios. Comisia și-a stabilit ca scop efectuarea mai la mai multe vizite nominate la diverse instituții, cum ar fi centri de clasament pentru copii, separat de părinți, școli auxiliare, instituții speciale, centri de clasament pentru persoane vârstnice, internate psihoneurologice, centri de clasament pentru persoane cu dizabilități, centri de clasament a PNA și un spectru larg. Și noi, în trecut, apropo, am avut o conlucrare destul de bună și cu oficiul avocatul poporului și sperăm să o avem această deschidere și în continuare. Și iarăși o să repet, aducem aminte, nu știu că a luat deja de legătatul domnului Cotorabaie și cu doamna Bănărescu, toți care au fost. Au fost acolo, să fim sinceri, au fost ceva momente care am șchiopatat pe timpul domnului Moloșac, dar, mă rog, asta e în trecut. Și dorința noastră este ca această deschidere din partea oficiului să fie în continuare. Pentru că nu o facem pentru Novac sau pentru Bănărescu sau pentru Panicol sau altcineva. O facem pentru societate, pentru diferite categorii de cetățeni. Asta, până la urmă, este datoria noastră, că putem arăta cât de zi. Eu chiar cred că noi o să avem o comunicare foarte bună și listele inopinate, inclusiv poți delegați persoane care vă considerați oportun să facem aceste listele inopinate. El cu siguranță o să fie. Și eu, el de mult avea să începem, noi, pentru că noi am discutat și colegii chiar pandemia asta, cam ne dă multe bătăi de cap. Parcă, iată, eu chiar azi am întrebat, în comisie, am întrebat care cifrele, ultimii cifre, deja nu mai reușesc nici eu. Parcă bate în scădere, dar în același timp încă e mult. Și să ne spunem și noi riscul și pe altcineva să spunem riscul, cred că nu ar fi corect nici. Dacă nu era pandemia, pentru că noi avem foarte mult lucru, și ca să nu se primească tot grab, în fugă, să o vedem, reușim să facem ce și tot noi am propus. Nu știu, să vedem cum o să decurgă lucrurile, dar eu zic și sper că în perioada imediat următoare noi să ne adresăm la dumneavoastră ca să delegați cineva, ca să mergem în ordinare la aceste instituții. Dacă îmi permis să-mi vedeți propuneri, țin și încă n-am avut până la pandemie, când am strâns și Comisia Educație, dezbateri publice în instituții. Pe temă bullying-ul, violență în școli, mergeam pe raioane, consiliile raionale organizau aceste discuții, și era un ombudsman, un deputat, și a fost o practică foarte bună și practică, uitați-vă, acea violență s-a finisat cu acel proiect de bullying care a fost inițiat încă atunci, nu aveam nici propuneri și noțiune de bullying. Eu cred că poate să discutăm despre cum să revenim la practica asta de ieșire în teritoriu cu deputație. Toată deschiderea o aveți. Eu doamna Bănărescu, dumneavoastră mă cunoașteți mine, nu din centim, eu v-am spus, dacă există o inițiativă, eu sunt deschis și sper că și colegii mei sunt deschiși. Siguranță nu văd probleme ca să ne opunem cumva. Clar, că agenda uneori ne dă bătăi de cap, e prea încărcat, ședință, parte parlament, dar comisie, dar trebuie să nu uităm
planificat, de să noi fim cu Marx, ne organizăm. Și, dacă trebuie să zice, domnul Vac, că de asta și spuneam, de formulele de colaborare și visele, cele care se făcut dumneavoastră în 15, ați spus, știu, și în 4, și în 10, și asta trebuie de continuat, fiindcă în beneficiu și a oficiul, de evident, greutatea asta de integrare și, evident, alte tipuri de lucrări. Noi, domnul Manicu, noi din vara anului trecut ne-am pornit destul de bine ușor, pentru că atunci numărul de infectări era nu chiar așa de mare. Da, dar când am văzut că e în creștere și creștea foarte rapid, deja și noi n-am văzut să insistăm, pentru că noi înțelegem de oameni maturi. Sunt lucruri închise? Lucruri închise, sunt multe lume și, mă rog. Era să încălcați și regulile. Și regulile să ne încălcăm și până la urmă ce exemplu dăm și noi. Trebuie revizuit, focusat, formulă strategică. Da. Iată acum, când suntem în discuție, eu aștept să participăm într-o ședință cu Comisia de Plumului, participare copiilor, modificare legislației, sistemul de sistem electoral, sistemul de participare copiilor în activități publice, politice. Eu am și raport scris și au cunoscut că m-am experimentat în perioada electorală și că trebuie să intervenim foarte mult pe acest segment, pentru că în afară de legea privind drepturile copiilor, nicăieri nu este un norm prohibitiv care interzice participare copiilor și atâta e tot. Nu este nici la nivel de sancționare, nu este nici o ciune de activitate politică și nu poți să dezvolți această temă. Și acum, fiind în temă discuții, mai întâi de această idee, s-ar putea de pornit niște discuții de modificare legislației electorale și de participare copiilor. Pentru viitor. Da, pentru planul de acțiune, spuneați că discutăm. Iată toate, dacă să facem așa o recapitulare la ce am discutat astăzi, noi putem constata că certitudine că există deschidere din toate părțile din zona concurare. Și eu, pur și simplu, mi-am amintit cu tristețe, să zic așa, de unul din punctele pe care le-ați vociferat dumneavoastră, ce este de condițiile de muncă pe care le aveți acolo. Și în acest sens, eu vreau să vă zic că aveți tot suportul comisiei. Noi chiar așteptăm propunerile concrete din partea oficiului avocatului poporului. Și noi aceste propuneri, noi luăm acest angajament ca să-l vociferăm în fața colegilor din plen și să avansăm, nu doar să discutăm, dar dumneavoastră să veniți cu propunerea pe toate calcul, ce și cum, tot locul, da, să avem substanță de discuții. Și respectiv, eu cred că colegii din comisie o să ne susțină ca să avansăm în acest sens, pentru că se discută deja destul de mult. Noi nu avem de gând să venim cu verificăm dacă e așa, nu e așa. Asta e prea mult timp să discut și noi știm că asta așa și este. Și știm că este o problemă. Și noi vrem ca dumneavoastră să aveți acele condiții decente de muncă, nu doar dumneavoastră, dar și angajații pe ansamblu. Ca tot ce am propus și noi, și dumneavoastră, ca să aibă, știți cum, bine la lucru cu dispoziție bună, că, în general, oficiul avocatul poporului să fie perfect funcțional. Nu ne mai întoarcem noi deja de atâta timp la fiecare dată la subiectul sediului și condițiilor din muncă de acolo. E evident, cum zicea și doamna Bănărescu, dacă e monument de arhitectură, el e, eu nici nu știu din ce am din serviciul acela de acolo, dar e 1800. Dar noi am discutat că este, el trebuie de consolidat, el nu poate să fie construit, reconstruit, el trebuie mai de consolidat. Discutați cu domnul Bainhoc, ce am avut noi până a venit domnul Bainhoc, noi avem deja discuții, chiar și un fel de mini-proiect, făcut un studiu
dezabilitate, cu toate construcții fie în curte, nu el să fie consolidat ca și monument, pentru că nu putem să îl distrugem. Deci, noi nu o să încercăm cumva să vă spunem cum să faci în curte, asta propunerea să trebuie specialiști, la specialiști, deja, când o să fie tot proiectul, tot să fie asta, deja, da, avem o discuție și ca să avansăm o dată în facem pauză. Păi întrebăm de analiză și pentru zi, ce inclusiv. Nu știu în bază la asta, dar pe etape cumva vom ține. Apropo, față de neași, față de membrii comisiei, vreau să zic că colectivul niciodată nu a avut a priori nimic față de avocați cu poporul și Leona i-a primit și avem o înțelegere și muncim cu toți avocați poporului și față de domnul Pancol, colectivul o susține în toate și este persoană deschisă și o persoană care merge la conlucrare și niciodată n-am avut când s-a întâlnit colectivul și a expus prioritățile și sunt sigur că legea este perfectă și sunt sigur că chiar instituția ombudsmanului va avea acea pondere în societate. Pentru că e greu, nici avocații nu cunosc, nici deputații nu cunosc, înseamnă instituția avocatului poporului. Și noi cândva am avut un proiect Consiliul Europei care a mers la Parlament și am vorbit despre instituția avocatului poporului, s-ar putea de făcut și ședințe pentru a vorbi cu deputații ce înseamnă instituția avocatului poporului. Îi doresc succes, domnul Tanicov, bine-o vizit la noi în colectiv, tânării entuziasmați și noi împreună vom merge. Îmi pare rău, mai am una și trec de mandat, pentru că nu s-a mult din lucrări cu domnul Tanicov. Eu, în general, am alte idei cu avocat cu cod, dar s-a spus la sfârșit de mandat, vățând în suspans. Dar, referitor la dumneavoastră, eu știu că susțineți instituția și politică pe avocatul poporului, poate, într-adevăr, inițial de evacuat, de identificat în sediu pentru colegi, chiar este imposibil de a lucra, chiar este imposibil. Parcă fel de fel de boli care sunt respiratorii, exact motivul din condiții în acestea. Curge apă. Domnul Pancom, că nu știe cum îi stătea domnul Cotorbai cu căldare cu apă, că îi curge apă din scoperiș. Nu poți face reparații pentru că ești monument. Acestea sunt aspecte care, în paralel, trebuie văzut cât, de asta spunem, să avem siguranță că noi rămânem aici pe distanță lungă, avem expertiza care va fi făcută în acest plan, dar în paralel de planificat pentru un an sau doi cât va fi rezolvată. Dar dacă, nu știu, dacă permiteți câteva intervenții, foarte scurte pe temerile sau niște îngrijorări care acum le-am până la începe prezentarea raportului în comisie și în Parlament. Sunt deja de parte de unele procese neparticipative și netransparente în mai multe instituții și sper că acest capitol vom progresa și anul ăsta, începând în anul acesta. Și nu vorbesc doar de comisie și de Parlament, dar și alte instituții. Luarea unor decizii participative, transparente și clare, asta este un element important. La fel, noi avem multe rezerve ca și stat la neadoptarea unor convenții internaționale și care ne lucrăm asupra lor, începând de la convenția privind dreptul persoanelor în etate, protocolul opțional persoanelor cu dizabilități. Sunt mai multe aspecte la care trebuie. Noi vom veni cu niște analize în bază la raportul 2021, dar sperăm să avem discuții ce obțin informate pe diferite aspecte. Un aspect care e foarte important ține de Planul Național de Acțiune Dreptul Omului 2018-2022. Anul acesta el se finalizează și, din păcate, multe din acțiunile nu sunt implementate. Noi sperăm, poate, în 2022 să ca situația să fie mai redreseze, dar credem că urmează să fie făcută o analiză clară a planului acesta și tot în acest an trebuie început lucruri pentru planul
Național de Cerere de Pomul din 2023-2027. Un aspect tot îngrijitor sau la care vreau să trag atenție ține de Consiliul pentru Dreptul Omului pe lângă Guvern. În anii precedenți, acest Consiliu, cel puțin la jumătate de an, un an se întâlnea. Acum am văzut că sunt inițiative de modificare și cumva de, hai să spunem, resuscitare, reactivare acestui Consiliu. Pelarul este foarte important pentru țara noastră, pentru toate instituțiile care sunt implicate acolo și sperăm ca, inclusiv prin intermediul Comisiei, să țină puls, nu știu, pe lucrul acestui Consiliu. Într-o îngrijorare ține de sistemul de protecție a grupurilor vulnerabile și marginalizate și în contextul COVID-ului. Deci știm că sunt unele inițiative sau am modificat multe activități, dar trebuie să avem și un sistem clar cum putem asista și proteja persoanele vulnerabile și marginalizate din, inclusiv din perspectiva dreptului. Noi vom veni mai detaliat în raport, dar am vrea deja să fie luat în calcul și din perspectiva drepturilor acestor persoane. Și evident, regiunea Transnistreană, am avut și discuții și cu șurmează discuții și cu CCE și cu alte instituții, care mandatul lor ține și de dreptul omului. Și în special îngrijorările care sunt de mecanisme de protecție a persoanelor care doresc să acceseze mecanismele de apărare a drepturilor naționale și internaționale. Deci trebuie văzut clar o formulă de implicare, pentru că sunt rezerve acestea. Noi urmează, anul acesta se finalizează planul strategic al oficiului, al cap poporului. Și urmează fiind elaborat un nou plan, fie pe 4, fie pe 7 ani, vom vedea și vom fi bucuroși dacă pe acest plan să-l consultăm și cu dumneavoastră. Trebuie să înceapă în 2023, dar probabil peste jumătate de an vom începe a elabora unde vom merge inclusiv pe recomandările sau principiile de la Paris, promovare, protecție și apărare. Asta sunt așa o chestie care aș vrea acum chiar să discut până la prezentarea raportului. Colegi, mai sunt careva întrebări? Dacă nu sunt, stimați colegi, permit să vă spun un mulțumesc că ați dat curs invitație și ne-am întâlnit. Vreau să vă zic că Comisia Drepturilor Omului și Relații Interetnice fiecare dată o să fie deschisă să abordez toate subiectele de care sunteți interesați. În cazul în care aveți anumite propuneri, sugestii, probleme, repet, noi suntem total deschiși și nu ezitați să veniți ori de câte ori să fie nevoie ca să abordăm aceste probleme, ca să le discutăm și să le rezolvăm. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru această ședință și această discuție total deschisă. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi, pentru prezența la comisie. Le mulțumesc inclusiv și Consiliului pentru prevenirea torturii. Stimați colegi deputați, referitor la data și ora următoarei ședințe Comisiei Drepturilor Omului, vă vom anunța suplimentar. Vă mulțumesc, aveți o zi cât mai reușită în continuare. Mulțumim, o zi reușită și dumneavoastră.